Spitalul de îngrijiri paliative Ilișești din județul Suceava a intrat în carantină după ce majoritatea pacienților și mai multe cadre medicale au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Astfel, din cei 41 de pacienți aflați în spital, 31 sunt pozitivi, iar din cei 52 de angajați ai spitalului, 28 sunt pozitivi. Potrivit directorului DSP Suceava, atât pacienții cât și cadrele medicale sunt fie asimptomatici, fie au forme ușoare de boală. În spital au rămas 28 de angajați care se vor ocupa în continuare de îngrijirea pacienților.